Iată titlurile acestei ediții. Tragic accident la Ocnița. Un bărbat de 72 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită în plin de o mașină. Două locomotive au fost distruse de flăcări după ce un tren marfar a luat foc. Bătaie într-un local din capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce a fost bătut de un cetățean străin. Doi minori de 15 ani și un bărbat de 31 de ani și-ar putea petrece următorii 4 ani după gratii, suspectați de un șir de furturi. Un bărbat a fost transportat în stare gravă la spital după ce camionul pe care îl conducea a ajuns într-un șanț în raionul Cahul. Minorii din Hâncești suspectați că au ucis în bătaie un bărbat de 38 de ani au fost arestați preventiv. Tragic accident la Ocnița. Un bărbat de 72 de ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită în plin de o mașină. Totul s-a întâmplat în dimineața de 10 noiembrie, în jurul orei 10:10 în satul Volcineț. Potrivit poliției, un tânăr de 20 de ani care se afla la volanul unei mașini a lovit violent motocicleta condusă de victimă. Automobilul de model Skoda Octavia, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 20 de ani a tamponat un scooter de model Viper care era condus de un bărbat în vârstă de 72 de ani. În urma impactului, conducătorul scooterului, din cauza leziunilor corporale primite, a decedat la fața locului. În urma impactului puternic, bărbatul de 72 de ani a decedat pe loc. Nu sunt clare deocamdată circumstanțele producerii accidentului. Victima era un locuitor din satul Volcineț, raionul Ocnița. Oamenii legii spun că șoferul autoturismului nu era în stare de ebrietate. Acesta este cercetat în libertate. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul și-ar putea petrece următorii 7 ani în detenție. Alte circumstanțe se stabilesc. Început de săptămână greu pentru pompierii din Ungheni. Aceștia au trebuit să intervină la stingerea unui incendiu după ce un tren marfar a luat foc în apropiere de localitatea Stolniceni. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 12 noiembrie. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:45. La fața locului au intervenit 4 echipaje de salvatori și pompieri pentru a stinge flăcările. Potrivit primelor detalii, incendiul a afectat două locomotive din cadrul unui tren marfar. La fața locului au intervenit 4 autospeciale de intervenție. Pompierii au reușit localizarea arderii către orele 12:42. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite ulterior. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 40 de situații de risc, printre care lichidarea focarelor de ardere, deblocări de uși, dar și lichidarea consecințelor în urma accidentelor rutiere. Bătaie într-un local din capitală. Un bărbat a ajuns la spitalul de urgență cu mai multe traumatisme după ce a fost bătut de un cetățean străin. Totul s-a petrecut vineri, 10 noiembrie, într-un local din centrul capitalei. Oamenii legii au recepționat apelul la 112 aproximativ la ora 22:45. Potrivit poliției, cei doi bărbați se aflau într-un local de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Aceștia s-ar fi aflat în conflict de mai mult timp, iar în seara incidentului, victima de 44 de ani a fost luată la pumn de agresorul de 38 de ani, cetățean străin. Un martor de la fața locului le-a spus polițiștilor cum s-a întâmplat totul. S-au împins, s-au urcat, el a căzut acolo, s-a lovit la urmă. S-au împins, evident. S-au îmbruscat, da. S-au luat la așa, s-au împins. Deci, în primul rând, după cât știu, îi cunosc dinainte, am avut probleme cu poliția. Victima a fost transportată la Institutul de Medicină Urgentă din capitală. Polițiștii l-au încătușat pe cetățeanul străin și l-au dus la Inspectoratul de Poliție Centru pentru elucidarea circumstanțelor. În funcție de leziunile cu care s-a ales victima, agresorul urmează să fie tras la răspundere conform legislației în vigoare. Au fost trase focuri de armă pe o stradă din capitală. Împușcăturile au fost auzite vineri, 9 noiembrie, în jurul orei 20:25, în sectorul Râșcani. Un individ necunoscut a tras în direcția a două troleibuze în zona circului. După ce au audiat mai mulți pasageri, polițiștii au stabilit că focurile de armă au fost trase dintr-un automobil.
Polițiștii au stabilit că în troleibuzele de pe ruta numărul 24 și ruta numărul 25 au fost efectuate câteva împușcături în geamuri, deteriorându-le. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal în stabilirea circumstanțelor. La moment, ofițerii de investigație și de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Râșcani întreprind toate măsurile în stabilirea și identificarea persoanelor care au comis această fără de lege. Într-un vehicul de pe linia 24 erau în jur de 20 de pasageri în momentul incidentului, iar în celălalt, cu numărul 25, se aflau 10 persoane. Din fericire, toți au scăpat nevătămați. Acum cei de la Regia Transport Electric Chișinău urmează să repare geamurile sparte. Astfel au fost deteriorate două geamuri. Cei ce ține de paguba materială, deci este aproximativ de 15.000 de lei. Pe parcursul săptămânii următoare preconizăm deja să primim geamurile la uzina producătoare și să remediem defecțiunile. Organele de forță urmează să stabilească din ce tip de armă s-a tras. Până în acest moment nu a fost găsit niciun suspect. Poliția cercetează cazul într-un dosar deschis pe huliganism. Trei persoane, printre care doi minori, ar putea ajunge după gratii pentru un șir de furturi. Băieții, ambii de 15 ani, dar și bărbatul de 31 de ani, au fost reținuți pentru furtul mai multor utilaje electrice dintr-o casă aflată în construcție din comuna Sângera. Investigațiile au început după ce proprietarul casei a anunțat că tehnica pe care o folosea la construcții a dispărut și s-a adresat la poliție. La scurt timp, suspecții au fost identificați și reținuți. Poliție! Ulterior, în cadrul investigațiilor, s-a stabilit că aceștia ar mai fi furat lucruri încă din cel puțin două locuințe, dar și din trei automobile, în valoare de 80.000 de lei. O parte din bunuri au fost găsite la domiciliul unuia dintre suspecți. Explic, te rog frumos, bunurile este ce scu dânsle? Este din casă, de la Sângera. De la Sângera? Da. Cum au ajuns aici ele? M-a dus și... Celelalte bunuri, unele ați... Da. Ce-am întâmplat la Elovien. La Elovien, da? Da, la cei trei suspecți, originari din Băcioi și Grătiești, sunt cercetați în stare de libertate, iar pe numele lor au fost pornite mai multe cauze penale pentru furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă amenzi de până la 67.000 de lei sau până la 4 ani de detenție. Toate bunurile materiale găsite de polițiști vor fi restituite proprietarilor. A furat un automobil ca să-și plimbe prietenii. Un minor de 16 ani, originar din Chișinău, riscă pușcărie, suspectat că pe 7 noiembrie ar fi furat o mașină parcată într-o curte de pe strada Malina Mică din centrul capitalei. Poliția a fost alertată de proprietarul mașinii, care a observat că autoturismul său nu mai este acolo unde l-a parcat. Forțele de ordine au început cercetările, iar la scurt timp au dat de urmele suspectului. Acesta își plimba prietenii cu automobilul furat pe o stradă din orașul Ialoveni. Acesta, împreună cu amicii săi, au fost reținuți în flagrant. Potrivit poliției, minorul de 16 ani și-ar fi recunoscut vina. Forțele de ordine au pornit o cauză penală, iar băiatul este cercetat în libertate, deoarece nu a atins încă vârsta majoratului. Dacă vina lui va fi demonstrată, părinții minorului riscă să fie amendați cu până la 67.500 de lei sau băiatul și-ar putea petrece următorii 3 ani după gratii. Un bărbat de 49 de ani din satul Capaclia, Raivonul Cantemir, a ajuns în stare gravă la spital după ce camionul pe care îl conducea a ajuns într-un șanț. Totul s-a petrecut în apropiere de localitatea Tartaul de Salcie, în seara de 11 noiembrie, în jurul orei 21 și 10 minute. Potrivit poliției, șoferul conducea un camion plin cu 25 de tone de floarea soarelui când ar fi adormit la volan și s-a răsturnat pe traseu. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori și pompieri. Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că un camion este inversat într-un șanț. Șoferul a fost scos din camion de oameni, iar pompierii l-au transportat în siguranță către echipajul medical. Șoferul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, originar din raionul Cantemir, satul Capaclia, care se deplasa la volanul unui camion cu remorcă, transportând floarea soarelui spre Giurgiulești, Cahul, a adormit la volan și s-a tamponat într-un mal de pământ, după care s-a inversat. În urma accidentului rutier, șoferul a fost internat la spitalul raional Cahul. În urma impactului, bărbatul s-a ales cu o traumă craniocerebrală și comoție cerebrală. Fiind testat cu aparatul Drager, rezultatul a arătat 0,81 mg pe litru de vapor de alcool în aerul expirat. Circumstanțele și cauza producerii accidentului urmează să fie stabilite.
Minorii din Hâncești, suspectați că au ucis în bătaie un bărbat de 38 de ani, au fost arestați preventiv. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, doi dintre ei, de 15 și 16 ani, au fost plasați în arest pentru 20 de zile, iar cel de-al treilea, de 17 ani, dar și bărbatul de 45 de ani, care a participat la crimă, pentru 30 de zile. Cei patru au fost aduși la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Amintim că totul s-a petrecut în noaptea de 7 noiembrie, în satul Onești. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat acasă la victimă, unde aceasta, împreună cu suspecții, consumau alcool. La un moment dat, cei patru ar fi omorât victima în bătăi. Unul dintre minori ar fi trăit cu decedatul sub același acoperiș. Bărbatul era concubinul mamei sale. Dacă vina celor patru va fi demonstrată, aceștia riscă să-și petreacă următorii 20 de ani după gratii sau chiar detenție pe viață. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Tinerii care pe 5 noiembrie au vandalizat 19 morminte în cimitirul din Cahul au fost identificați și reținuți. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu, a declarat că este vorba despre 3 indivizi cu vârstele cuprinse între 18 și 20 de ani. În noaptea când au dărâmat cele 17 plăci comemorative și două cruci, tinerii erau sub influența alcoolului. Pe lângă mormintele profanate, indivizii au stricat mai multe mese și vaze cu flori. Suma pagubelor nu a fost deocamdată estimată. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 3 ani de închisoare. Aducea coniac din stânga Nistrului și îl vindea în piețele din Florești. Un adolescent de 19 ani din Tiraspol a ajuns în vizorul poliției după ce în mașina pe care o conducea, forțele de ordine au găsit peste 200 de sticle de alcool. Totul a avut loc în noaptea de 10 noiembrie, puțin după miezul nopții, în apropiere de satul Prodănești. După ce au verificat autoturismul, forțele de ordine au depistat sticlele cu peste 200 de litri de coniac, pentru care adolescentul nu avea acte de proveniență. Audiat, suspectul le-ar fi spus oamenilor legii că urma să vândă alcoolul în raionul Florești. Tot alcoolul găsit a fost dus la expertize. Adolescentul riscă amendă de până la 4.500 de lei, iar toată marfa ar putea fi confiscată. Tupeul unor șoferi nu are limite. Un conducător auto și-a parcat mașina chiar pe pista unde se deplasează troleibuzele și astfel a blocat circulația transportului public pentru mai bine de o oră. Totul a avut loc pe 11 noiembrie, lângă o stație de pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucane al capitalei. Indignați că nu-și pot continua itinerarele, șoferii troleibuzelor au chemat poliția. Veniți la fața locului, oamenii legii au evacuat mașina pentru a debloca circulația troleibuzelor. Șoferul urmează să plătească amenda pentru că și-a parcat neregulamentar autoturismul, după care își va putea recupera mașina transportată la parcarea specială. Au vrut să vândă țigări de contrabandă în Italia și Portugalia, dar nu au reușit nici măcar să le scoată din Republica Moldova. Cel mai recent caz a avut loc pe 11 noiembrie. În valiza unui bărbat care voia să zboare spre Roma, vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău au găsit 5.000 de țigări nedeclarate. Alte două cazuri au avut loc o zi înainte, pe 10 noiembrie. Doi pasageri ai cursei Lisabona aveau bagajele tixite cu țigări. În total, vameșii au găsit în valizele lor 8.000 de țigări nedeclarate. În ambele cazuri, țigările au fost reținute, iar suspecții amendați cu câte 3.000 de lei fiecare. Două femei și doi bărbați din Republica Moldova au fost reținuți în Ucraina, suspectați de escrocherie. Potrivit presiei din Ucraina, cei patru băteau la ușile persoanelor în vârstă. După ce le deschideau ușile, femeile se prezentau asistente sociale, iar bărbații, șoferi și paznici. Aceștia convingeau victimele că au fost introduse un alt tip de bancnote, iar ei au venit să le schimbe. Prin urmare, bătrânii le dădeau toți banii pe care îi aveau, iar în schimb, suspecții le dădeau bani falși. Dacă nu le reușea, iar victimele nu doreau să le dea banii, aceștia aplicau forța fizică. Cei trei suspecți au fost reținuți, iar dacă vina lor va fi dovedită, riscă până la 13 ani de pușcărie. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.